Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, fericirile, așa cum este cunoscut acest pasaj studiat de noi în deschiderea predicii de pe munte, face parte din cele mai cunoscute pasaje din această predică. Generații întregi de creștini au găsit în ele surse de inspirație și au fost atrași de ele. Prin ceea ce prezintă Domnul Isus, atrage atenția mai întâi asupra unui anumit tip de oameni, cetățenii împărăției cerurilor. În ceea ce îi privește pe oamenii cărora se adresează Domnul Isus, sunt oameni care trebuie să aibă un caracter echilibrat. Cu alte cuvinte, ceea ce Domnul Isus prezintă aici nu se poate considera a fi coordonată pentru identificarea unor grupuri de ucenici, fiecare reprezentat printr-o calitate distinctă. Nu este vorba nici de un grup elitist care se separă de restul creștinilor, asemenea fariseilor sau saducheilor. Fericirile sunt calități pe care fiecare creștin trebuie să le aibă spre deosebire de darurile Duhului Sfânt care sunt date de Dumnezeu membrilor trupului, biserica. În funcție de nevoile acesteia, fericirile cad sub incidența responsabilității individuale. Fiecare dintre noi trebuie să caute împlinirea acestor descrieri în viața personală, dar să mergem astăzi mai departe la ceea ce reprezintă relația pe care o au supuși împărăției cerurilor cu legea Vechiului Testament. Domnul Isus prezintă foarte clar care este raportul lui cu această lege. Să nu uităm, suntem tot în capitolul 5 al Evangheliei după Matei, la versetul 17, în care Domnul Isus face următoarea afirmație. Să nu credeți că am venit să strig legea sau prorocii. Am venit nu să strig, ci să împlinesc. Pentru a înțelege ce este cu această afirmație, trebuie să ne aducem aminte că legea mozaică cuprindea și o parte ceremonială, referitoare în general la jerfe. Acum Domnul Isus este jerfa pentru păcatele întregii omeniri. Este mielul care a fost dus la tăiere pentru noi păcătoși. Domnul Isus afirmă că nu a venit să desfințeze legea, ci să o împlinească. Și a făcut-o. Nu numai în ceea ce privește aspectele ei morale, dar și în ceea ce privește spiritul ei. Legea nu stabilea numai coordonatele vieții sociale și spirituale ale poporului, ci indica și starea degradării omului. Ea era aceea care stabilea vinovăția și arăta omului incapacitatea lui de a se mântui. După lege, omul trebuia să moară datorită păcatului săvârșit. Tocmai aici venea Domnul Isus ca omul să nu mai moară, ci să fie salvat. Legea arăta omului nevoia unei intervenții divine. Domnul Isus era tocmai această intervenție. El vine să împlinească ceea ce legea indica cu mult timp înainte. Ascultați numai versetul 18. Căci adevărat vă spun, câte vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură din slovă, din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Cred că acest verset este un indiciu cu privire la standardul pe care îl prezintă legea mozaică. Ea nu este desfințată, de fapt, este foarte clar și din cuvintele pe care le spune Domnul Isus că păcatele oamenilor constau în încălcarea acestui standard. Furtul, adulterul, lăcomia sunt încă păcate, așa cum este și necinstirea lui Dumnezeu. Și nimeni, până la sfârșitul acestui pământ, nu va scăpa de măsurarea cu acest standard. Pentru cel care crede în Domnul Isus, este dată iertarea. Pentru cel care nu acceptă izbăvirea făcută de el, nu există decât o singură alternativă condamnarea. Observați chiar ceea ce spune Domnul Isus cu privire la raportul dintre cetățenii împărăției și lege. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. De oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Nimeni nu poate încălca ceea ce precizează legea fără să plătească. Aceasta este legea. Totul este măsurat, cântărit și răsplătit pe măsură. Abia cel ce se întâlnește cu Domnul Isus face cunoștință cu harul sau cu darul nemeritat. Cu alte cuvinte, în ciuda a ceea ce merităm, Dumnezeu ne dă iertarea și ne oferă iubirea Sa. Dar să mergem mai departe, pentru că Domnul Isus face o foarte interesantă remarcă aici. Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Tocmai aici se poate observa mai bine ceea ce spune domnul Isus. De la cetățeanul împărăției cerurilor se așteaptă mult mai mult decât se aștepta de la omul din poporul evreu. Dacă de la el se aștepta să împlinească legea, de la creștin se așteaptă cu mult mai mult, predarea totală. Evreul era judecat pe baza faptelor lui, creștinul pe baza atitudinilor sale. Este o mare diferență. Dacă legea aducea vinovăția și năștea în inima omului dorința unui zbăvitor, în inima creștinului standardul prezentat de Domnul Isus aduce conștiența dependenței de Dumnezeu și nevoia harului său. Domnul Isus începe să explice acum care este genul de neprihănire care se așteaptă de la cetățeanul împărăției cerurilor. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine cine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului genei. Așa cum spuneam, dacă cetățeanului evreu îi se cerea să nu ucidă, cetățeanului împărăției se cere nici măcar să nu urească. Este o ridicare a standardului de la sfera lui faptică la cea intențională. Cred că ceea ce avem aici este o reprezentare a vechiului principiu. În spatele oricărei acțiuni este un gând. Observați de asemenea limbajul asupra căruia atrage atenția Domnului Sus. Oare ce ar avea de spus astăzi când este atâta violență în limbajul oamenilor, când cuvintele plăcute, încurajatoare au ajuns o raritate? Domnul Isus merge acum la cea de-a șaptea poruncă a decalogului, adulter. Versetele 27 și 28. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă în trecut era condamnat actul în sine, Domnul Isus aduce această probleme pe tărâmul poftelor. Domnul Isus vorbește aici despre transformarea unei alte persoane în obiect al plăcerii tale. Cred că aceste cuvinte ale Domnului Isus sunt de asemenea o anticipare a ceea ce se petrece în zilele noastre. De ce spun acesta? Pentru că, având în vedere timpurile și cultura în care trăiau oamenii de atunci, imaginea nu era nici pe departe așa cum este astăzi. Femeile aveau acea îmbrăcăminte care acoperea aproape tot corpul. Însă, pe de altă parte, Domnul Isus cunoaște foarte bine mintea omului. Știe că atunci când este vorba de păcat, nu este nevoie de prea mult ajutor. Mintea începe să fabrice ea însă și imagini. Dar, din nou, cuvintele acestea ale Domnului Isus sunt extrem de actuale. Societatea în care trăim a trecut de mult peste limitele moralității în ceea ce privește sexualitatea. Nu este vorba aici despre falsă pudoare, ci este descrierea unei realități triste. Sexualitatea a devenit astăzi o industrie foarte profitabilă pentru unii. Mai mult, suntem zilnic bombardați cu imagini prezente în cele mai neobișnuite locuri, fac ce demonstrează proporțiile pe care le-a luat această anomalie, pentru că despre o anomalie este vorba nu cred că înțelegem exact dimensiunile acestei probleme. Vreau să spun că suntem adesea șocați de dramele sociale la care asistăm fără a putea face mare lucru. Sunt atâtea familii care se destramă și care lasă în urma lor copii cu diferite traume. Mai târziu, nici ei nu vor înțelege valoarea căzniciei pe care creatorul acestui univers a instituit-o. Și ei vor considera că ceea ce contează este doar un sentiment și o plăcere, fără implicarea altor dimensiuni ale personalității omului, alcătuit atât de complex de el, cel care ne-a creat. Această dezbrăcare de spiritual transformă oamenii în exploatatori și exploatați care caută doar prilejuri de a profita de celălalt. Iar în toate acestea, imaginea joacă un rol atât de mare. Cu ce ne umplem deci mintea? Domnul Isus ne atrage atenția în mod serios asupra acestui lucru. Deci, dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă l de la tine. Căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat o trupul în gene. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă o de la tine. Căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat o trupul în gene? Domnul Isus nu lasă loc de interpretare aici. Împărăția cerurilor este atât de importantă încât nimic nu trebuie să ne împiedice în a obține cetățenia ei. Din nou, această stare a lucrurilor ne conduce la concluzia clară că avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Desigur, Domnul Isus nu se referă aici la o aplicare literală a acestor cuvinte. El atenționează doar asupra seriozității acestor aspecte. Consecințele unor astfel de păcate, ne spune Domnul Isus, sunt mult mai grave decât pierderea unui mădular al corpului tău. Dar acum trece Domnul Isus la divorț. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că și își va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Problema aceasta a divorțului este una foarte serioasă și, din păcate, lumea modernă nu îi mai acordă atenția pe care o solicită. Înainte de a observa efectele divorțului, cred că este foarte important să înțelegem ce este căsătoria. Pentru că, se pare, de aici pleacă majoritatea problemelor noastre, de la neînțelegerea căsniciei, căsătoriei. Încă de la început trebuie precizat că nu este vorba despre rodul cercetărilor în domeniul sociologiei. Nu este nici măcar vorba despre contribuția omului în ceea ce privește căsătoria. Dumnezeu este cel care a instituit-o și dacă îmi dați voie, vă reamintesc versetul 18 din capitolul 2 al cărții Geneza, în care Dumnezeu spune așa. Citez: Nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Am încheiat citatul. Deci, căsătoria este o instituție divină. Creatorul nostru a instituit-o. Care este deci dreptul nostru de a o desfința? Apoi, este o necesitate a noastră, a oamenilor. Este vorba despre angajament, despre dragoste. Este contextul potrivit pentru manifestarea acestor aspecte legate de personalitatea noastră. Un alt aspect, deosebit de important, pe care omenirea îl ignoră cu privire la căsătorie, este calitatea sau trăinicia acestei relații. Dumnezeu spune în încheierea căsătoriei primei perechi de oameni că omul va părăsi pe tatăl său și pe mama sa și se vor face un singur trup. Nu este vorba aici numai despre relația părinte-copil și raportul ei cu cea a căsătoriei, ci este vorba despre tot ceea ce poate afecta căsătoria. De acum, aceasta constituie preocuparea numărul unu al familiei, a celor doi. Nimic nu poate înlocui această relație, nici serviciu, nici prieten, nici alte preocupări, nimic. Atunci când altceva câștigă importanță mai mare decât familia, înseamnă că este o problemă care, nerezolvată, se va agrava și mai mult. Și consecințele sunt pe măsura importanței acestei relații. Domnul Isus prezintă aici o vină comună a celor doi, și în același timp crearea posibilității pentru alții să păcătuiască. Din nefericire, atitudinea egoistă a celor mai mulți din zilele noastre ignoră aceste cuvinte ale Domnului Isus, considerând căsătoria doar un contract social. În momentul în care interesul unuia dispare, căsătoria se destramă. Egoismul îi face adesea să nici nu se mai gândească la secherele pe care le lasă un asemenea gest. Ca să nu mai vorbim despre societatea care este și ea profund afectată: oameni care nu mai au încredere unii în alții, copii care cresc cu ideea deja preconcepută că întotdeauna există soluții de rezolvare care să ocolească responsabilitatea individuală. Dar și peste acestea va veni într-o zi judecata lui Dumnezeu. Ceea ce apare aici ca fiind critic este incapacitatea omenirii de astăzi de a face angajamente și de a respecta angajamentele. Chiar și în vechime, Dumnezeu atrăgea mereu atenția poporului evreu asupra acestei probleme. În ultima carte a Vechiului Testament, cartea profetului Maleahi, Dumnezeu notează toate legămintele care fusese recălcate de popor. Erau amintit aici legământul căsătoriei, al preoției, precum și legământul ascultării poporului de Dumnezeu. Nu de puține ori, Dumnezeu se referă la această relație pe care o avea cu poporul evreu ca la o relație de căsătorie. Problema semnalată este aceea a necredincioșiei care afectează toate zonele vieții noastre. Și Domnul Isus o abordează aici, în zone diferite ale vieților noastre. Cu alte cuvinte, El atrage atenția asupra căsătoriei, dar apoi ne conduce și către un nivel profund reflectat în viața noastră cotidiană. Cuvintele noastre. Versetul 33 Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Și continuă. Dar eu vă spun să nu jurați nici de cum. Nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Un prieten al meu conduce o afacere a familiei sale, afacere care a fost începută de străbunicul său. Ei au o lungă tradiție și sunt recunoscuți pentru onestitatea lor și profesionalismul de care dau dovadă. Au fost și continuă să fie o bună mărturie în ceea ce privește aplicarea principiilor creștine în afaceri. Acest prieten îmi povestea modul în care făcea afaceri bunicul și tatălui. Atunci când încheiau un contract, un cuvânt și o strângere de mână erau suficiente. Astăzi este nevoie de contracte asistate de juriști, semnate, legalizate prin notariat, toate acestea pentru că lipsește ceva: credincioșie. Deci, credincioșia în relațiile dintre noi, credincioșia din familie, credincioșia față de Dumnezeu. Fiecare pare a fi o problemă care o influențează pe cealaltă. De fapt, aici este atinsă și cauza acestei necredincioșii, respectul față de Dumnezeu. Această lipsă de respect vine din faptul că imaginea noastră despre Dumnezeu este deformată. Nu întâmplător în deschiderea decalogului, Dumnezeu atrăgea atenția asupra idolilor și chipurilor cioplite. Atunci când imaginea pe care o avem despre Dumnezeu este neadecvată, lipsește respectul. Când lipsește respectul, lipsește și credincioșia. Dragii mei prieteni, este atât de ușor să buiți pe cineva când nu mențiu un contact permanent cu acea persoană. Să știți că și în relația cu Dumnezeu este la fel. Atât de ușor se poate deforma imaginea pe care noi avem cu privire la Dumnezeul nostru. Dacă nu stăm în comunicare cu El prin citirea cuvântului Său, prin rugăciune, este foarte ușor să ne îndepărtăm de ceea ce reprezintă imaginea Dumnezeului nostru Sfânt. Dar să mergem și noi mai departe cu Domnul Isus la o altă problemă, Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ajungem acum la un alt nivel al relațiilor cetățeanului împărăției cerurilor cu cei de lângă el. Domnul Isus prezintă un alt gen de reacție pe care trebuie să o avem. În vechime, Dumnezeu a instituit această lege a ochiului pentru ochi și dinte pentru dinte, pentru a limita dorința de răzbunare a omului. Vă mai aduceți aminte, probabil, de la Meh, care era în seta de sânge și răzbunare. Dumnezeu trebuia să stopeze cumva această pornire. Acum Domnul Isus face apel la har. El este reprezentantul harului divin. Dacă ar fi trebuit să aplicăm legea din Vechiul Testament, trebuia să plătim cu moartea pentru păcatele noastre. Dar el a venit să împlinească această lege, adică conform ei să moară pentru ele. Pentru păcatele noastre a făcut aceasta. Pentru ca noi să putem da dovadă la rândul nostru de har, adică să întoarcem și celălalt obraz, să lăsăm totul în mâna lui Dumnezeu, Chiar și atunci când este vorba de nedreptate, prin credință încredințăm totul în mâna lui Dumnezeu. Vedeți, din nou, harul nu este accesibil decât prin credință. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci cel face să răsară soarele său peste cei buni și peste cei răi și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameși? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare pe gânii nu fac la fel? Acum ajunge Domnul Isus la distinția decisivă între farisei și cetățeanul împărăției cerurilor. Această diferență vine din motivația pe care o avem în relațiile noastre. Fariseismul promova reciprocitatea. Ei erau adepții regulilor, ecuațiilor matematice precise, în care rezultatul venea în urma ceea ce introducea în in ecuație. Domnul Isus ne spune că este mai mult decât atât. Relațiile dintre noi și Dumnezeu, relațiile dintre noi ca oameni, trebuie să aibă la bază dragostea. Nu schimbul reciproc de sentimente, ci dragostea aceea care sacrifică, dragostea aceea inspirată de sacrificiul Domnului nostru. Este o mare diferență. În cele din urmă, Domnul Iisus ne prezintă și motivul pentru care trebuie să avem un asemenea comportament. Voi fiți, dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Este desăvârșirea Tatălui nostru și Domnul Isus ne îndeamnă să tindem către aceasta, să călcăm pe urmele lui, să atingem acel potențial care ne-a fost conferit prin creație, atunci când Dumnezeu a pus în noi chipul și asemănarea sa. Întrebarea este atunci: de ce să ne mulțumim cu mai puțin? Nu avem motive. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.